igreja. Baby! You'll be there! Dimineața, guys, și bine v-am regăsit la un nou vlog super, super, super tare. Este dimineață, este ora 10 și în acest moment sunt în drum către iubita, pentru că astăzi este o zi foarte, foarte, foarte fericită pentru mine. Chiar dacă abia m-am trezit și e dimineață, este o zi foarte, foarte fericită pentru mine și sunt super entuziasmat, pentru că astăzi mergem la mare! Mergem la mare cu iubita și o să avem timp să facem toate lucrurile pe care nu am avut timp să le facem până acum, din cauza că noi suntem niște copii care muncesc foarte, foarte, foarte mult și atât eu cât și iubita mea în ultimul timp, în ultimii ani, nu am mai avut timp să ne luăm o vacanță și acum a venit momentul, suntem foarte entuziasmați atât eu cât și ea și în toate aceste 7 zile cât vom sta la mare vrem să facem toate nebunile posibile, să ne dăm cu salteaua, să mergem în toate ciocanele, în toate marionetele alea, să facem plajă cât putem, să stăm la piscină și tot ce nu am avut timp să facem până acum, pentru că nu am mers la mare. În acest moment sunt în drum către iubita, după cum spuneam, tocmai și am ieșit din orașul meu natal. Ea cred că este mai entuziasmată decât mine, dar și eu sunt foarte, foarte, foarte entuziasmat, dar o să-i vedeți reacția facială când o să ajungem la București, pentru că oricum acum ea e în focuri cu bagajul, cu toate nebunelile alea, să fie gata. Nu uitați să rupeți butonașul de like dacă mai vreți daily vloguri de la mare și o să mergem și la munte. Deci dacă vreți daily vloguri și de la munte, nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați acolo mare, mare share pe Instagram și hai să ne continuăm ziua! Gata, guys, și am ajuns la București, suntem la iubita, o să urc chiar acum în vlog la ea să o ajut cu bagajul, pentru că are foarte mult bagaj, pentru că o să stăm ceva și după mare o să plecăm la munte, guys. Mamă, sunt foarte, foarte, foarte bucuros, fraților. Nu aveți idee cât abia aștept să ajungem la mare și după mare mergem și la munte, abia aștept, fraților. Deci o să simt și eu într-adevăr că am vloare, guys. Să merg acum la iubita, nici măcar nu știe că am venit, că am ajuns. Probabil ea încă e cu bagajele și cu astea. Așa că mergem la iubita să o întâmpinăm, să luăm bagajele și să mergem la mare. Gata, guys, am luat-o și pe iubita și este pregătită. Ești pregătită, iubita? Ce-ai pregătită? Deci suntem așa fericiți, suntem extra mega fericiți să mergem acolo, bă, în piscină mare. În sfârșit concediu. Da. O să fie planul de după iubirea mea. Abia aștept. Fix acum ne îndreptăm către mașină, am luat și bagajul iubitelei și acum ne îndreptăm. Nu este singurul, mai e și mama în față cu un alt bagaj. Mai e unul aici, mai este mama în față cu alte bagaje. Sunt foarte multe bagaje și eu am o grămadă de bagaje și acum ne îndreptăm către mașină și după ne îndreptăm către mare. Iubirea, vreau să oprim la niște la un peco. La un peco, plăcerea ta nevinovată. Este plăcerea mea nevinovată, îi place de moare. Deci, e plăcerea mea nevinovată să oprim la peco când mergem undeva. Dacă nu oprim la un peco, n-am mers nicio parte. Vouă vi se întâmplă la fel, nu știu, scrieți în comentarii. Hai să punem și bag. Iubire, ce-ai pus aici, să mor eu? Am foarte multe sticluțe. Cu 10 ani de sala ai mei. Cu 10 ani de sala ai mei. De machiante și chestii toate de treabă. Mamă, să mor! Jesus! Na, avem multe bagaje. Viața de e incredentă. Ăsta al meu e de 2 ori mai mare. Dar e de 2 ori mai ușor ce ai reușit să bagi. Laptopuri și nebunii. Și mai e și ăsta. Păi a trebuit să luăm și laptopul, pentru că vlogurile astea cine le editează? Adică viața de influencer. Influencer adevărat, nu? Gata, guys, hai să mergem la mare! Gata, guys, ne-am îmbarcat în mașină până la sosirea la mare, la destinația finală. Mai trebuie să mai facem o oprire la sora iubitei. Pentru că cineva anume, nu știu, cineva așa întâmplător mi-a cam uitat încărcătorul meu pe undeva. Nu este adevărat. Când a fost la Bebelină mi l-a uitat. Chiar nu este adevărat, vreau să vă spun. Te ierd. Dar acum mergem să luăm. Eu am două încărcătoare la mine, dar încărcătorul iubitei încarcă foarte, foarte repede. Extrem de bine încarcă. Și dacă plecăm la plajă, gen să avem încărcătorul ca să ne încarce mai repede telefonul. Gen, dacă nu l-am pus la încărcat de noaptea, să-l băgăm la încărcat înainte cu o oră și pac. Într-o oră, 15 minute full. În 15 minute full, frate, deci e genial. Și după cum vă spuneam că o să oprim la un peco la un moment dat, chiar am oprit la peco, suntem pe Autostrada of the Sun, pe Autostrada Soarelui.
Și am oprit la primul Peco să luăm și noi ceva de băut, ceva de mâncat și să plătim taxa la pod, pentru că nu știu dacă știți, dar când treceți podul spre mare, trebuie să plătiți o anumită taxă. Și am ajuns la mare! Suntem în camera unde noi o să ședem și este foarte, foarte, foarte frumos. Îmi place camera, este foarte, foarte fresh, foarte curată, foarte modernă și există o priveliște absolut demențială. Deci, uitați-vă și voi aici la ce priveliște avem. Pa, direct, frumos. Foarte bombă, foarte bombă. Deci este absolut demențial. Dacă nu era chestia asta de aici, se vedea doar marea, dar ne mulțumim și cu peticul ăsta de mare, este foarte, foarte tare. Foarte, foarte frumos. Aici avem o tentativă de balcon. Bine, arată foarte, foarte, foarte ok. Unde o să stăm noi și ne bem cafeluța la răsărit. Aici avem o mică terasă interioară, dacă pot să zic așa, nu știu, niște fotolii unde în caz că plouă, în caz că se întâmplă ceva, stăm aici și ne bem cafeluța. Aici avem un baby televizor, așa, adică practic baby TV, e baby TV. Asta uitați-vă și voi, că da mic e. Aici avem un frigider. Aici avem Dynamite potul, frumos, cu tablou, cu tot ce trebuie, destul de modern. Îmi place că toată camera este albă, fraților. Deci totul este alb, totul și până și mobila, totul e alb și foarte frumos. Aici avem un meniu room service pack, aici avem bagajele noastre și aici avem un mare dulap în care probabil o să ne punem bagajele sau nu. Hai să vedem și ce se află în acest dulap, că nu prea știu. Oh my god, am emoții. Prosoape, perne, foarte frumos. Și aici este camera cu planul de evacuare în caz de incendiu, de-astea nebuneli, foarte frumos. Bă, ce vorbiți, bă, super e! Place, băi, tati, camera? E super, mă, ce place camera noastră? Mamă, vezi răsăritul din cameră, vezi? Păi vezi răsăritul din cameră, vedea neamnă. Nu sâmbătă doar și logic pe balcon. Vrei? I-a zis numai că de-aia, hai să vreți, să venim și eu sâmbătă. A, tu mă filmezi pe mine acum, da. Zic, face, mă duc o fără dimineața la servici și plecăm și stăm și sâmbătă cu el. Păi, nu, păi de ce nu vreau? Da. Și am optat pentru cameră cu vedere la mare, pentru că am mai fost la mare și niciodată, bă, dar niciodată nu am apucat să văd răsăritul, fraților. Adică, bă, mi s-a l-am văzut o dată, de două ori, dar nu mi s-a întâmplat. E, acum 6 zile sau 7 zile cât stăm aici, o să văd răsăritul în continuu și o să pot să-mi beau cafeluța așa de dimineață, pac. Adică o să-mi fie drag să mă trezesc de dimineață, eu care la mine dimineața începe cu ora 3. Acum, momentan, abia am ajuns, o să stăm puțin în pătut, o să ne odihnim un piculeț. După care o să alegem cu piatra foarte hârtie dacă mergem la plajă sau dacă mergem la piscină. Nu știu dacă mai mergem la plajă pentru că este deja ora 5, băi, o oră destul de bună de plajă, sau dacă mergem la piscină. Dar oriunde am merge, o să-mi iau telefonul pe mine și o să filmez cu telefonul, cred, pentru că este foarte greu să am grijă de cameră, pentru că nu am cui să o dau, adică nu am unde să o ascund sau ceva și chiar nu vreau să-mi fure cineva camera, pentru că țin foarte mult la această cameră, țin foarte mult la voi. Și cred că o să filmez cu telefonul, așa că hai să vedem ce o să urmeze. Ce faci, Bira? Sunt foarte fericită. Ești foarte fericită? Foarte, foarte fericită. Îți place camera? Super mult, e foarte, deci foarte, e foarte, foarte încântată. Și super drăguț. Și gen, eu aveam cea mai mare frică la iubita, pentru că iubita este cu camerele. Dacă nu-i plăcea iubitei, mă jur că plecam în momentul ăsta aici și mâncam hotelul, serios. Și e nouă refundable, adică atenție. Și ești, mă duceam, mai, le dădeam. Ești mai așa, m-am pitit și mie. Ești mai special, așa. Nu, îmi place foarte mult. Da? Foarte mult și abia aștept să ne distrăm, deci hai la plajă! Iubire, tu vrei la plajă? Da. Eu ziceam la piscină. Piscină. Na, mergem la plajă. Păi de ce am venit la mare? Păi de ce am venit la mare, nu? Da, știam că tot drumul. N-am venit să mergem la plajă. Că azi este undeva la ora 5:30. Păi nouă ne place, să facem plajă mai mult gen seara. Vouă cum vă place mai mult, dimineața sau seara? Nouă seara. Ca să nu ne pârlim. Da, și practic dimineața mergem undeva la piscină. Mai mult. Da. O să-mi iau și camera, până la urmă am zis că o să-mi iau și camera și să vedem cum o să am grijă de ea. Dacă o să dispară, practic acest vlog nu va mai fi pe YouTube, adică practic da. Și iubita se chinuie la picioare să stea pe vârful că nu ajunge. Pentru că tu filmezi și foarte sus. Uite așa. Aaa, mai cred că avem picioare. Scuze. Uite așa, e bine, e bine. E bine, puteai să stai și în alt cum ești, dar să nu mai ții așa în sus. Să ții gen așa. Așa, bine. Bine, hai la plajă, pa. Râzi de mine, nu? De ce râzi de mine? Că ți-ai luat papuci cu patru numere mai mici. Deci râzi de mine. Deci, fiți pe bază, eu i-am... și-au uitat papucii acasă, bineînțeles. Și-am fost la un magazin, cu ocazia asta mi-am luat și colat, bineînțeles.
Și râde de mine. Și eu i-am găsit papucii. Lui nu-i plac papucii ăștia așa cu scris cu nebunii. Și i-am găsit unii simpli. Și am găsit numărul lui 45. Și am dat, ia, ține bine că timp mă duc să mă uit la holac. Și bineînțeles că am plecat și cu 41. Și eu i-am dat femeia 45. Dar uitați-vă ce mi-a dat. Uitați-vă și voi, uitați-vă și voi. Îmi iese deștiu. Îmi iese deștiu din ei. Și râdeam pentru că ați... Și... Stai, râdeam pentru că atunci când și-a luat papucia, a făcut... N-ai cum cu el! Pe lângă că mi-am uitat papucii, acum mi-a mai luat și țeacă. Mi-a dat țeacă la papuci! Dar reacția ta a fost genială, ci că... M-am și speriat, am crezut că cine știe ce s-a întâmplat. Ce să facem? Ce să facem? Și acum iubita mea zice, hai să mergem să-i schimbăm. Și noi am mers vreo 500 de metri pe jos și e caldă mori. Hai că mai mers, mai am avut noroc, am prins cea mai caldă săptămână din vară, din an, din... Cea mai caldă săptămână din vară. Și plecăm la plajă. Am luat și un colac foarte, foarte frumos cu sclipici pentru Vita. Și ne-am mutat pe telefon să filmăm cu telefonul pentru că o să avem nevoie să filmăm cu telefonul ca să nu măcar cu camera până pe plajă. Pe lângă chestia asta o să mergem singuri la plajă și nu o să aibă cine să stea cu bagajele și e cam așa să mă rog de vecinii de șezlonguri. Ai grijă de camera mea care costă cam 1000 de euro. Adică e cam așa, știți? Și nu, sincer, chiar nu prea vreau să fac chestia asta, să merg cu camera asta, să se poate întâmpla orice. Așa, dacă se pierde telefonul, asta este. Și asta e același preț, dar măcar asta se ascunde mai ușor, adică îl bag sub nisip. Hai să mergem la plajă. Ești fericit de bine? Cea mai. Hai, am ajuns la piscină. Suntem aici cu iubita care a luat porumb. Guys, nu mai este porumbelul de la Smare, porumbelul cu sărică. Văd că nu mai sunt oameni care să vândă porumb pe plajă. Nu știu, ori le-a interzis, ori cu asta cu corona probabil. Și acum suntem pe plajă. Dar porumbul e baza la plajă. Exact, dacă nu mănânci porumb pe plajă, nu simți că a venit vara. Și în momentul ăsta, deci vreau să vă arăt acolo. Vedeți, este saltea, este banana, este schijet, sunt absolut toate nebunile cu care noi o să ne dăm cu siguranță. Și acum vrem să stăm puțin tele, să savurăm acest porumb și după să intrăm în apă să vă arăt cât de tare e și cât de frumoasă și cât de curată este apa. De obicei la Marea Neagră sunt alge, dar aici hai văd că... Curată. Da, destul de curată. Și uitați-vă ce iubită frumoasă am. Ok, guys. S-am ajuns și la apă, e aproape seară. Înoată, picant, înoată. Înoată, picant. Hai, tati, hai mai la apă mare. Dacă scăpăm, am mai avut telefon picătuț. Eu sunt singurul care la mare când ia pare ce stau vârfuri. Nu știu dacă te auzi bine, ce faci? Mă bag. Te bagi în apă? Mamă. Așa, dintr-o dată. 3, 2, 1 și... Îți scoate, fericit ești! Am venit în apă aici frumos. Cine l-a filmat să mă plăc în apă? Cine mai are cameraman așa frumos? Băi, am și cameraman frumos. Cum e ideea? Dar tu ești foarte înaltă de văzut aia acolo. Păi ce aia mare, nici n-a tipul. Serios? Uolo! Suntem aici în larg. În larg. Am omorim de cui mai e soarele deloc în nori. O să mai stăm de cum minute și după o să mergem. Că mi-e nouă deși cu mică, că n-am mâncat nimic, dacă n-am. Gata, guys, tocmai ce am venit de la plajă cu iubita mea foarte frumoasă, care am notat acolo, ia, cea foarte frumoasă. Acum o să ne pregătim să mergem către cină, sper să prindem cina, pentru că am întârziat. Și faza este că nu prea mai avem ce să filmăm, dar dacă mai este ceva de filmat, cu siguranță o să pun înainte acestei filmări. Și cam atât a fost și cu acest vlog. Ea a fost iubita mea, cea mai frumoasă iubita mea, Bibi. Eu am fost Antonio Pican. Uitați să ne dați mare. Wow, și eu. Nu uitați să ne dați mare follow pe Instagram, Bibi.oficial. Pican.
și Antonio Pican. Noi ne revedem data viitoare la următorul Daily Vlog. V-am pupat! Mua!